cumpărăm acum se cheamă Sumo cu baloane. Sumo cu baloane. Am creat ad hoc aici în zonă. Sigur, au venit voleibaliștii pentru că începe turneul mare de volei amatori aici pe plajă. Fileurile, băieții se încălzesc deja, s-au pus toate lucrurile în ordine. Și noi jucăm sumo cu baloane. O să le pară rău că ei sunt acolo și noi aici. Avem două echipe, echipa dansatorilor. Păi și Bucălaie, de ce îi împarte alt? Ați văzut ce mișcări are în el? Azi de treabă. Stăteam liniștit, mâncam înghețata, când deodată poc, 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 de la sumo cu baloane, vrei să zici. Jucăm rând pe rând, vă rog să vă coordonați. Un dansator versus un prezentator. Te-a ridicat în grad Diana, aici de tine vorbeam. Rând pe rând intrați în ring împreună cu oponentul. Așa. Trebuie, unul, să vă păziți baloanele. Ce? Și doi, prin strângere. Cum sau prin strângere, da? Prin strângere, prin ciupire, prin strangulare, să spargeți baloanele colegului. Runda este câștigată când baloanele de pe colegul sunt sparte în totalitate. Puteți fugi, puteți să vă apărați, dar nu puteți părăsi locul de joacă, nici măcar nu puteți atinge zona moale. Deci râdem glumind, dar nu părăsim incinta. Haideți, vă rog, ocupați-vă locurile. Domnișoara Creață, cum te cheamă? Angie versus Bucă. Angie, fă doi pași în spate, plecați de la marginea tatamiului. Nu e capibara, e capoeira. Hai să vedem. Hai să vedem. Bucălaie și-a scos deja. Oh! N-ai voie să pleci? N-ai voie să ieși? Poți fugi, dar nu te poți ascunde. You can run, but you can hide. Colegii lui Bucălaie de facultate... Atacă jos! Colegii lui Bucălaie de facultate s-au prins că așa se apăra și în facultate de bullying cu tradiționalul urlet. Ia-o în brațe! De baloane, Bucălaie! Cu un mic avans, baloanele. Angie! Mamă, ce place jocul ăsta! Nu-l lăsați să te prindă de picioare! Ți-ai pierdut baloanele, le pun la minus! Nu, fără să vă loviți! Calcă-i baloanele, calcă-i baloanele în picioare! Aia-i! Și... cu un scor de... 4-2 a câștigat Bucălaie. Greu? Nu? Alo? E căsătorit? A luat și de la alții. Angie, te rog să te ridici și să-ți bagi baloanele înapoi. A apărut un balon de altă culoare. Prima rundă este câștigată de prezentatori, deși au rămas niște baloane și la mine. Dar mă rog, hai să dăm, să dăm. Bun. Diana versus Roberta. Diana versus Roberta. Aici e mai interesant că avem fete. Sumo cu baloane. Avem și... Bagă-i de niștele în ochi. Diana are mai puține unghii, evident, de ce? Că lucrează cu greutăți. Hey. Arată chiar a sumo. Da. E exact ținuta aceea pe care o poartă luptătorii de sumo. Da, pampersul tradițional. Un mic avans pentru Roberta. Diana, cred că s-a lăsat puțin la început, dar acum va încerca să recupereze. Aș vrea să dai de pe DN1, mistrețe, să filme. Da, îmi trebuie cadre mai coerente la jocul ăsta. O să comentăm ca la radio și tu filmează cerul. Tare mult. Roberta are un mic avans. Diana recuperează. S-a încercat o mișcare, un Mawashi Gheri. Cu două baloane la 1. Roberta are șanse să... E foarte strâns? Nu e strâns nimic acolo, Răzvane. Am nevoie de un... Yeah. 1-1. Aproape o finală. Păzește-ți piciorul. Măi! E foarte strâns. Cineva să descrie în cuvinte consternarea Andreiuței. E ca în viață, Diana. Vizual cu ochii. Ai spart vizual? Cu ochii. Te rog mult să nu te mai uiți la Bucălaie, că cine știe ce-i provoci, Roberta. Deci ați văzut pe final, Diana și-a păzit bine balonul, dar a fost spart cu raza laser. Respirați! Vai de capul meu!
Este egalitate în acest moment. Ultima rundă, Diana vă rog. Nu știe să piardă, după cum ne-a informat acum ani și ani de zile. Să văd cum faci cu Croc și Cătălin. Asta perfect, este inițierea. În 3, 2, 1... Hajime! Cosmina versus... Cătălin folosește arme din dotare, a dat cu Crocsi, dar a pierdut Crocsi. Da, ce... Cosmina are unghii mai mari decât... Are unghii mai mari, dar și Cătălin e însurat cu Ada. Da, știe și el să se apere, nu e fraier. Dacă el nu știe să fenteze... Familia cu 6 aspiratoare lovește. Plus că informația vine... târziu, dar... Nu, nu, să nu cadă în cap, vă rog! Nu, nu! Asta-mi trebuie! Informația a fost... a venit târziu. Dar Cătălin... este practicant de rugby. Și... stop, joc! Trebuie să dau punctul echipei prezentatorilor. Bineînțeles. Nu ai voie stilul Veveriță. Unde te-ai urcat? Dragii mei, înghețata este a prezentatorilor. Poate să împartă cu cine vor ei, cu spectatorii, cu telespectatorii, cu dansatorii. Mulțumim tare mult, să nu uităm că e un joc. De aici mergem, Diana, direct la volei. E mai de tine. 1.95, nu aici, uit. Îl rugăm pe Cătălin să-și pună în cap șapca pe care și-a adus-o astăzi la emisiune, ca să înțelegeți, să stai să te filmeze colegii mei, ca să înțelegeți și de ce a câștigat. Pe șapca cu care a venit astăzi la emisiune scrie mare particular. Ca să știi că tot felul de particular s-au apucat de gătit în bancul de probe. Spuneai că ce fac ei cu înghețata? O împart cu cine vor ei, dansatori, plajă, spectatori sau cu cine. Trebuie să-i dăm o pauză lui Bucălaie, se pare că i s-a tăiat aerul și gazul. Bun, iar noi între timp...